Vă salut și bine ați revenit sau bine ați venit în cazul în care sunteți pentru prima oară aici pe canalul Cărțile ne învață. Numele meu este Doina, iar aici vă prezint cărțile mele preferate și câteva fragmente care m-au impresionat. Pentru astăzi voi citi din cartea Secretele întregii vieți, volumul 2, scrisă de Elena Iuliana Neagu și John Iorgos. Vom citi despre legea abundenței. Când vorbim despre abundență, nu vorbim doar de bani. Abundență, din punct de vedere universal, înseamnă tot ceea ce e mai bun pe lumea asta. Relații armonioase, sănătate, bani, idei, bucurie, pace, mașini, case, vacanțe, tot. Legea abundenței. Cel ce înțelege această lege poate scăpa într-o secundă de frica de supraviețuire, de invidie și competiție, din simplul considerent că înțelege faptul că universul este abundent, suficient, nimic nu este limitat și că există destul pentru toți. Atât de mult există încât nu avem cum să consumăm cât există. Abundența se află peste tot în jurul nostru, doar că noi, nefiind la un nivel de conștiință ridicat, nu o vedem și nici nu știm cum să o accesăm. Oamenilor le este greu să creadă că există abundență, deoarece pentru ei nu are niciun sens. Întreabă ei, unde vedeți voi abundența? Sunteți nebuni? Nu vedeți că se moare de foame și abia ne târâm de pe o zi pe alta? Problema este că suntem și am fost tot timpul bombardați cu limite care ne-au făcut să vedem lipsă, sărăcie, nici de cum abundență. Ni s-a tras un văl peste ochi. E greu să-ți găsești un loc de muncă. Economia e din ce în ce mai proastă. Există numai atâtea locuri la o facultate și așa mai departe. Prin repetiție, automat ni s-au creat credințe, convingeri, care mai de care mai limitative și total opuse naturii noastre divine. Ce fac aceste convingeri? Ne creează realitatea, se manifestă în viața noastră. Când vorbim de abundență, nu vorbim doar de bani. Banii nu au fost creați de Marele Creator. Banii sunt o invenție a omului și nu sunt decât o energie pe care noi am etichetat-o ca fiind bani. Abundență, din punct de vedere universal, înseamnă tot. Tot ceea ce e mai bun pe lumea asta. Relații armonioase, sănătate, bani, idei, bucurie, pace, mașini, case, vacanțe, tot. Asta este abundență și asta este ceva ce vrei să aduci în viața ta. Că doar pentru ce ți-ai dori bani? Ce ai face cu ei dacă i-ai ține închiși într-un sertar și nu i-ai folosi? Un alt lucru pe care oamenii de succes îl au în comun, știi care este? Nu văd lumea ca restul oamenilor. Adică, nu o văd printr-o lentilă a limitărilor. De ce? Ori pentru că s-au născut în familie în care li s-a repetat tot timpul că există de toate pentru toți și că pot obține tot ce își doresc în viață. Ori pentru că și-au dat seama că au fost otrăviți de mici de către părinți sau societate cu convingeri limitate. Au reușit totuși să le dărâme, una câte una, pentru a permite abundenței să intre în viața lor. Aceștia din urmă au făcut tot posibilul să se ridice deasupra normalității. S-au documentat și au fost hotărâți să-și depășească aceste limite. Trebuie să ne fie clar.
foarte clar faptul că abundența este naturală, este dreptul nostru din naștere, dreptul tuturor. Universul este abundent. Dumnezeu este abundența, iar noi trebuie să creăm din această abundență și cu această abundență tot ceea ce ne-am dorit vreodată. Cum facem asta? Prin ridicarea nivelului de conștiință, prin ridicarea și menținerea frecvenței energetice, pentru ca ideile, oamenii, situațiile și întâmplările să vină în viața noastră și noi să venim în întâmpinarea lor. Poate că a venit momentul să învățăm să ne revendicăm adevăratul statut de pământeni, să învățăm să ne reconectăm cu planeta, să-i folosim resursele în mod înțelept, să cultivăm pământurile, să aducem plus valoare prin ideile noastre, dar și prin modul de a folosi produse sănătoase pentru ea. Să renunțăm la tot ceea ce duce la suferința ei și să ne obișnuim să consumăm fără a o răni. Cam atât a fost pentru astăzi. Ne vedem data viitoare cu o nouă carte și un nou subiect de discutat. Pe curând! Nu uitați să dați like și subscribe dacă v-a plăcut acest video.